Potrivit datelor oficiale, în ultimii ani, mai mult de 3300 de adolescente rămân însărcinate anual în Republica Moldova, dintre care circa 2500 devin mame, iar peste 800 recurg la avort. În sate, numărul adolescentelor care nasc este de 3 ori mai mare comparativ cu mediul urban, iar 1 din 10 avorturi este înregistrat în rândul adolescentelor. Monologul de astăzi prezintă istoria unei tinere care a rămas însărcinată la 14 ani. Ea povestește prin ce a trecut, care au fost reacțiile viitorului tată și a părinților, dar și cât de importantă este nu doar susținerea, dar și comunicarea dintre părinți și copii. Sunt Ursul Dariana și vin din satul Săcitei, Raionul Ialoveni. Am 18 ani și am rămas însărcinată la 14 ani. Eram într-o relație de vreo 5 luni, nu, 6 luni și el având 19 ani. Mă simțeam rău. Mă trezeam dimineața și nu reușeam să ajung la baie. Și când i-am zis lui că, uite, eu mă simt cam rău și nu-mi place, și el mi-a zis că, păi, de ce n-ai spus până acum? De când tu te simți rău? Și zic, da, am deja o săptămână de când. Dar tot în același timp îi ziceam și mamei că eu mă simt rău, eu vomit dimineața. Și mama, fiind lucrător medical, mi spunea că, păi, tu mănâncă mâncare normală, nu mânca chichică. Și eu mă gândeam, măi, Doamne, ce mănânc eu de mie atât de tare, mi-e rău dimineața? Și până la urmă, în seara când mi-am zis prietenului cu uite, eu mă simt rău și tot așa mai departe, el a mers la farmacie, mi-a luat două teste de sarcină și tot în seara aia le-am făcut, fără ca să știe nimeni, el fiind la el acasă, eu la mine acasă. Eu nu mă gândeam că o să fie test pozitiv, sincer. Nici pe aproape, nici pe departe. Mă gândeam că mă simt eu rău, că se mai întâmplă. Și când văd că se formează două liniuțe și am pozat testul de sarcină și el trimit. Și el, nu știu ce să zic, adică nu era nici contra, dar nici pentru, da, știi, era așa, neutru. Eu mă gândeam să fug de acasă, sincer, cu toate că nimeni, n-am zis încă la nimeni asta, dar eu mă gândeam, oare ce aș putea face eu, să nu știe nimeni despre asta, și mă gândeam, ce-ar fi dacă aș fuge de acasă? Dacă aș pleca de aici și evident că n-am făcut-o. Am mers cu prietenul meu la un ginecolog și când am făcut ecografia erau 13-14 săptămâni. Dar eu îl vedeam pe ecranul ăla așa mare, mă gândeam cum așa termen mic și așa de mare poate fi. Deci vedeam capul, mânuțele, era tot format. Eu inițial m-am gândit că ori fug de acasă, ori fac abort. Și am spus lui că tu-ți dai seama, eu nu, asta nu e posibil. Deci unica soluție este să fac abort. Și cu scopul ăsta am mers la ginecolog. Și când am ajuns la ginecolog, ea mi-a zis că vedem termenul și dacă e termen mic, facem abort medicamentos și dacă nu, mai discutăm. Și deja am făcut ecografia, am aflat ce termen am și ea mi-a zis că îți dai seama că nu e posibil să facem abort medicamentos și e posibil doar să facem abort prin extragere. Și eu am zis că bine, eu sunt de acord cu asta, cu toate că eu nu știam cum să reacționez și nu știam dacă este corect ce făceam eu atunci în starea aia de șoc. Și ea mi-a zis că fără acordul părintelui noi nu putem să facem asta, asta este ilegal. Deci nu că te-am primit aici și te-am văzut, te-am consultat. Și cu scopul ăsta m-am dus acasă și mi-am luat inima în gen și am zis mamei. M-am luat-o la plimbare și am zis că mamă, uite, eu sunt însărcinată și mama nu știa ce să-mi spună. Atunci mama evident că m-a întrebat, da, Gheorghe, ce spune de asta? Ce părere are? Și eu zic, dar nu are nicio părere, adică el e gata să facă orice, doar ca să fie bine. Eu i-am zis lui Gheorghe să vie să discute cu mama. Gheorghe, când a intrat în casă, deodată mama îl întreabă,
tu ești gata să crești doi copii? Pentru că și ea este un copil. Și ești gata să ai o familie, să ai grijă de ei. Și el a zis că da, da, el... Și mama, de ce mai mult a motivat-o ca să, nu știu, să facă în așa fel ca tot să fie bine, noi să trăim împreună? Pentru că sunt unele cazuri în care băieții, când află că prietenii lor sunt însărcinate, le lasă și pleacă și fug și zic că ăsta nu-i copilul meu, că fă ce vrei. Însă aici nu a fost așa. El chiar au fost lângă mine toată săptămâna aia în care nu spusesem nimănui. Nici nu mi-aduc aminte cum a trecut săptămâna aia, pentru că era... Practic eram, nu știu, cu morol la pământ. Mie nu-mi venea să cred cum mama așa reacție a avut, cum... Eu știind-o pe mama mea foarte bine, nici prin cap nu mi-a trecut cum mama poate așa să... Eu știam că ea este o femeie înțeleaptă, ea este bună la suflet. Eu știam că ea foarte bine analizează ceea ce spune, ea mai întâi gândește și apoi vorbește. Și totuși eu nu puteam imagina reacția ei. Dar până la urmă, eu când am văzut că, cu toate că avea și ea o frică de ce o să zică lumea, eu sunt sigură. Am mers împreună cu mama la el acasă, ca să vorbim cu tatăl lui, pentru că atunci mama lui era plecat peste hotare și doar el era acasă. Și când am mers, tatăl lui știa, pentru că Gheorghe îi spusese lui și tatăl lui a zis că bine, hai faci să fii bine, adică tot ca și Gheorghe era de acord cu orice, doar să fie bine. Și mama, când am mers la ei, i-a zis lui că copiii ăștia trebuie să trăiască împreună, altă situație nu-i. Și el a zis că da, da, așa o să fie totul bine, o să fie... Și țin minte că eu am rămas la el acasă atunci. Mama cu tatăl socru au mers împreună la tatăl meu acasă ca să-i zică vestea. Și când a ajuns acolo, tata, când a aflat, o învinovățea pe mama. Eu nu îi dădeam voie niciodată, tu mereu îi dădeai voie, că e vina ta. Și totodată își plângea, după cum am înțeles de la mama. Dar mama i-a zis că să ne gândim că, uite, alții vor și nu pot. Dar nouă s-a dat și spune mulțumesc că Dumnezeu nu ne-a luat, dar ne-a dat. Și deja a doua zi urma să merg cu mama și iarăși cu Gheorghe la ginecolog, acolo unde am mai fost. Și când am... Dar țin minte că m-am plecat a doua zi acasă la mine și eu aveam nevoie de îmbrățișarea mamei. Eu chiar voiam să îmbrățișez. Aveam nevoie de mama. Însă ea cumva în zilele alea pot să zic un pic s-o îndepărtat de mine. Pentru că și eu simțeam că ea zice atât de tare mine mă iubea, dar zice atât de tare îi venea să mă flocăie și să meargă mamă de bătaie pentru ceea ce am făcut, dar evident nu era posibil. Și am mers cu mama la ginecolog și când am ajuns acolo, doamna medic a zis gata, nu mai faci abort, slavă Domnului că totul este bine. Și doamna ginecolog i-a zis mamei, doamne, cât de bravo sunteți, pentru că vin alte mame, la fel cu fete, fetițele lor însărcinate și le zic că eu vă dau cu copil, voi mi-o întoarceți înapoi fără copil. Și de asta eu cred că toată viața mea o să fiu recunoscătoare mamei, pentru că dacă nu era ea, eu cred că acum, nu știu, cred că avea să fi făcut vreo prostie și nu avea să am un copil. Apoi seara am ajuns acasă la el, iarăși ne-am culcat, chiar târziu. Și tata mă sundă și în lacrimi spune că Daria, tata e cu tine, orice ne faci tu, să știi că tata e cu tine. Și am început evident să plâng, tata plângea. Două nopți la rând nu am putut să dorm mai deloc, pentru că eu nu puteam, mă simțeam foarte vinovată față de părinții mei, în genere față de familia mea, pentru că eu având și trei frați mai mari, eu eram cea mai mică, eu eram sora lor mai mică și cumva pentru mine era importantă reacția tatălui cât și a fraților mei. Și cumva frații mei au înghițit și au tăcut. Mie personal nu mi-au zis niciun reproș, nu mi-au zis că ce minte ai avut, că
adică cum ai putut să faci una ca asta? Nu, din contră, mama le-a zis că la dânsa este risc de a pierde sarcina, pentru că, în primul rând, organism tânăr, într-al doilea rând, tot stresul ăsta și dăunează. Și cumva mama pe toți i-a monitorizat și le-a zis că gata, țineți în voi tot ce aveți spus, pentru că trebuie să ducem până la capăt ceea ce am început. Eu eram conștientă la vârsta aia pentru că este prea de grab să fiu însărcinată și în genere viața de familie, de cuplu, dar o doamnă mi-a zis că nu este o problemă, că cineva se dezvoltă mai repede, cineva mai târziu, adică la fiecare este diferit. Pot să zic că am avut o susținere foarte mare din partea profesorilor, din partea directoarei de școală, căci chiar atunci mama nu prea știa ce să fac, să-mi ia documentele din școală. Încă nu eram pe asta că eu să continui mai departe să învăț. Și mama a sunat-o pe doamna directoare, i-a zis care este situația și i-a zis că nu, l-a sus vis în viețe, mai departe, nu, un copil nu este o boală. Așa că cât o spate, o să vii și o să înveți. Eram în clasa 8-a și chiar și diriginta, adică cumva au tolerat situația mea foarte bine. Eu nu învățam rău, dar nici ideal. Adică eu învățam destul de bine pentru mine și pentru familia mea, era ok. Colegii mei au fost surprinși, atât colegii cât și profesorii. Și pot să și iarăși ajung la asta că în față toți mă iubeau și toți mi ziceau că sunt bravă și au eu grijă de mine, dar în spate, de la spate, vorbeau că ce minte au avut cu copilanii ăștia și era ceva tipic normal, că asta e. Am avut o ceartă și țin minte că deja asta a fost după ce am născut. Am avut un conflict acolo cu câteva colegi de-a mele și una din ele mi-a zis că ce exemplu dai tu? Nouă, pentru că tu ai făcut copil la 14 ani. Și eu îmi zic, dar tu nu trebuie să iei exemplu de la mine. Eu am de la cine lua exemplu și tu tot ai de la cine să iei exemplu. Sunt părinții, adică fiecare ia ce vrea de la oameni, da? Și totuși trebuie să luăm tot ceea ce este bun. Și dacă ție nu ți se pare corect ceea ce am făcut eu, pentru că nici mie nu mi se pare corect ceea ce am făcut, nu te obligă nimeni să iei exemplu de la mine. Parmise, am fost a doua oară la ecografie și atunci mi s-a spus că uterul se încordează și sunt am eminență de avort spontan. Nu știu corect cum îi spunem, însă după cum am înțeles eu așa era. Evident, am luat tratament, dar totuși la vârsta mea era risc de pierdere. Și până la urmă am luat tratament, parcă totul era bine, însă am mers și am făcut ecografia la stat, la un spital de stat. Și după m-am consultat eu cu cumnatea mea și ea mi-a zis că încearcă să faci la privat, adică vezi cum, pentru că ele diferă. Acolo, eu m-am dus mai tare să-mi dai poza aia în 4D, să-l văd la față. Și am mers chiar la extramier, la domnul Ștefan Gățcan. Eu nu știam atunci cine era el, eu m-am dus la ecografie. Și el, țin minte că el, de fiecare dată când mergeam la medic, chiar și aceeași ecografii, chiar și aceeași simplu consultații, mereu mergeam cu mama și cu Gheorghe, cu el. Mereu, el aștepta afară și mama mergea cu mine înăuntru. Și când am mers să fac ecografie, am intrat acolo la dumnealui și el se uită în fișa aia mea și zic, bravo! Și cum voi ați hotărât să păstrați copilul? Și zic, da! Și el așa mi-a zis că nene medic te susține, să știi. Și deja eram pe măsuța aia, el era acolo și un ecran mare unde eu puteam să-l văd. Și când mi-l-a arătat la față, dar în spatele meu stătea mama și Gheorghe. Și mama tot, ei la fel vedeau tot ce se i-a întâmplat la mine în burtă. Și zic, mama zice, eu te rând încă un Gheorghiță. Ideea e că semăna leit, adică cât era în punte, foarte bine. Chiar și fața mea o fotografiată și era semăna foarte bine cu taicul. Am născut prematur pentru că am născut la 35 de săptămâni și țin minte că era duminică noaptea și aveam niște dureri, dar
erau suportabile, adică erau destul de ok. Și eu sunt mama și zic, uite, așa nu mă simt eu bine și am zis, hai să mergem la spital, nu contează ce-o fi, noi trebuie să știm pentru că tu ești pus pe risc. Și am zis că bine, țin minte când mi-am luat eu strictul necesar, am zis că pentru bebelușul nu iau nimic, le aveam pregătite, dar am zis că nu le iau pentru că dacă ceva o să trag o fugă până acasă și o să mi le aduc, că nu trăim departe de oraș. Mi-am luat doar ce aveam nevoie eu. Când am ajuns acolo, iarăși era chiar o fetiță destul de amabilă, mi-a zis că, uite, la tine e deschis uterul de 2 cm, însă nu este grav. Noi te internăm în secția de patologie și pe parcurs o să monitorizăm tot și o să vedem ce și cum. Și am zis că bine, m-am internat noaptea. Era 3 dimineața, dacă nu mă greșesc, când am ajuns acolo. Și deja, și una ce nu mi-a plăcut, dar iarăși că am stat internată la spital, la stat. Și când pe mine nimeni nu m-a anunțat că acolo în hol unde era biroul la domnișoarele alea care erau de gardă, este o măsuță unde pe măsaia sunt mici containere unde sunt pastiluțele pe care tu trebuie să te duci să le iai. Și văd că luni, marți, eu nu înțelegeam, și nu înțelegeam, eu știu la ce stau în spital. Pur și simplu, cu ei ce-i bine sau mai... Și țin minte că o colegă de-a mea din salon mi-a zis că mă duc eu să-mi iau pastilac, pe urma să uit. Dar și eu zic, dar de unde te duci să bei? Te bol din coridor. Cum? Ce fel de pastil? Și ea îmi zice, hai și asta arăt. Și eu am mers cu ea și când acolo era și containerul cu ursul Dariana. Cu pasteluța mea. Mă deranja faptul că mâncarea lasă de dorit acolo. Nu vin eu cu recenzii, că nu să... Dar eu, acolo, eu ca femeie însărcinată, ți era grea să te uiți la mâncarea aia. Nu tocmai să o mănânci. Și noroc că era în magazin aproape și te duceai și aveai putere, pentru că alte femei nu erau în putință să meargă la magazin. Eu mergeam și îmi cumpăram mâncare și erau cazuri că puteam și la miez de noapte în comandă, să-mi aduc mâncarea jos la urgență, eu să ies să-mi iau. Pentru că acolo chiar ți-e înflămândă. Deja era joi și medicul mi-a zis că la voi deja totul este bine, dar doar venea și asculta bătăile inimii la bebe, adică altceva nu facea nimic. La voi tot este bine, noi cred că o să vă externăm. Și eu am zis că ok, eu bucuroasă, că Doamne, sfârșit mă duc acasă, să mănânc mâncare normală, să fac un duș normal, să dorm normal pe pat, pentru că evident e spital și nu... Dar după am înțeles că eu, fiind la mine deschis uterul de 2 cm, odată nu a venit să-mi spui, uite, hai și o să te verificăm pe măsuță să vedem cum, ce se mai aude acolo la tine. Niciodată nu a fost. Și cred că pastila era ca să ne-l închidă sau cum, pentru că chiar nu știu. Și am băut eu atunci doar două pastile, era pentru miercuri și joi și el mi-a zis că totul este în regulă, mi-a semnat foaia și la revedere. Am venit acasă. Țin minte că a doua zi era 1 decembrie, eu mi-am făcut bradul, eu mă pregăteam pentru sărbătorile de iarnă și era vineri, sâmbătă, duminică și deja luni dimineața soțul meu ne-a trezit ambii dimineață și el se pregătea să meargă să dea teza. Am mâncat, el deja plecase pe mine, eu totuși mă trezisem cu niște dureri și i-am zis lui că uite că mă supăr burta și el a zis că vezi și tu mai întinde-te, mai stai un pic culcat, poate o să treacă. Și după ce am strâns totul, am spălat în visiela, nu mai țin ce am făcut, m-am întins pe pat și sunt pe mama și zic că eu parcă mă supăr pe mine așa burta și îmi zici că vezi și tu, vezi din 5 în 5 minute sau cum ele sunt acolo, contracțiile. Și mă uitam și zic, da, din 5 în 5 minute, parcă mă lasă și iară mă... Și mama mi-a zis că nu, hai la spital înapoi. Și eu zic, dar nu vreau la spital, că acolo iară nu o să mă hrănească normal și o să stau degeaba. Dar nu-i de glumit, măcar să vedem ce false, nu false, dar trebuie să vedem. Și țin minte că l-am sunat pe el și el numai aș parcase mașina. A ajuns la colegiu și eu am zis, hai, vine înapoi, că posibil n-ați caz. Și țin minte că el a intrat în casă, dar eu mă țineam de burtă și îmblam în casă, strângeam tot ce aduceam la ușă, să fie mai ușor de dus în mașină. Și am mers la medic, am mers la, iarăși, la spital și
la urgență m-au consultat și au zis că mai rău din sala de naștere. Tunc n-ai născut, eu trebuia să nasc pe drum, posibil. Zic că mi-e uterul deschis de 5 cm. Și am mers în sala de naștere, eram cu mama, evident. Din momentul în care mi s-au rupt apele, s-a început tot. Și am stat în travaliu vreo 7 ore. Și plus o oră cât am născut. Deci pot spun că 8 ore m-a durat nașterea. Și țin minte că eu mă țineam de mama, eram așezată și plângeam și spuneam că de ce m-ai făcut fată. Erau dureri chiar insuportabile. Și am născut fără epidural, adică totul a mers, am născut natural, evident. Noi, chiar eu și mama, am fost pentru asta să nasc natural. Vedem dacă apar complicații pe parcurs, o să fie cezăreană, nu, o să meargă totul cum trebuie. Și am născut natural. Țin minte că deja am mers în salon. Și prima noapte, să zic, a decurs destul de bine. Și iarăși, care cumva au fost și plusuri și minusuri că am născut la așa termen, adică la 35 de săptămâni. În primul rând, care sunt plusurile, eu nu m-am rupt. Și cumva totul a decurs cum trebuie. N-am avut complicații, chiar totul a fost destul de bine, eu având 14 ani și deci erau așteptări mult mai grave. Dar care a fost minusul? Deja copilul. Avea bilirubina mărită. Asta este ceva tipic normal la un copil născut prematur, dar iarăși și chiar și la copiii care se nasc, nu știu de la ce ea se ia. Și era atât de mic. Foarte mic era. Mie mi-era fric să-l iau în braț, mi-era fric să-i schimb scute, cu noroc de mama. Că mama a stat cu mine toate 5 zile cât am stat internată în maternitate. Și tot țin minte că mama plecase până la oficiu, până la ea la oficiu și am rămas singură în salon. Ea mă întreba și tu ai să descurci cu el și zic, da, cum să mă descurc dacă e copilul meu, evident. Și trebuia în fiecare zi, noi mergeam la o consultație, acolo îi cântăreau, vedeau ce și cum. Și mi s-a zis că vă așteptam în sala de consultație, să veniți cu bebelușul. Și mama nu era, m-am dus eu cu el. Am intrat acolo, l-am dezbrăcat, dar el dormea. Au venit toate mămicile cu copiilor, evident. Și când toate... Ele deja au plecase, dar el plângea. Toate mămicile plecase cu copiilor. Eu am rămas cu el, eu nu știam ce să-i fac. El făcuse cacă în pampers. Și nu că mi-era greață să-l schimb. Nu, asta nu a fost niciodată. Eu pur și simplu... El se mișca repede, el plângea de diminuți din picioare, eu nu știam ce să-i fac. M-am panicat și m-am zis, Doamne, unde am venit și de ce e așa? Și țin minte că doamna asistent care era acolo, care mi-a zis că, hai, că asta nu-i păpușă. Așa mi-a zis. Și mi-a zis, știu. Și el plângea și ea repede. Nu mi se dădea mâna, că să-l îmbrac, să-l schimb, să-l... Și ea repede, ea l-a îmbrăcat, ea mi-l-a înfășat și mi-a zis că poftim, duceți în salon. Și am mers în salon și țin minte că a venit mama și mi-a zis, mamă, deci ce am avut eu azi cu el? Și după m-am obișnuit, tot a fost bine. Când am mers acasă, totul era ok deja, pentru că nu mai era nimic nou deja. Se știa că eu trebuia să nasc, era ceva normal, chiar și, adică, tot era ok. Nu am avut reacții așa mai din partea familiei, chiar și din partea oamenilor, pentru că e ceva normal o femeie să nască. Și, evident, nu la 14 ani, dar asta e. Și am stat o lună sau două acasă și deja am început să merg la școală. Eu alăptam și mergeam la școală, veneam la repauză acasă, alăptam, iar mergeam înapoi la școală. Mama stătea acasă cu copilul până la amiază și după ea pleca la serviciu, eu veneam acasă de la școală. Evident, până ce el deja dormea mai mult, eu puteam să fiu mai liberă, eu deja mâncam și mâncare, mai un fruct, ceva, țin mic, storceam piept și îi lăsam la mama și mama îi dădea, fără ca să mă deranjeze mine de la lecții. Dar erau cazuri când mergeam acasă și eu îi dădeam piept pentru că mama nu știa ce să-i facă, el totuși avea nevoie de mama lui. Instinctul ăsta de mamă mi-a apărut chiar de când era el din momentul în care am aflat că sunt însărcinată. Eu eram conștientă că eu o să devin mamă
și eu simțeam că se mișca și mie așa îmi plăcea. Îmi plăcea și țin minte că fiecare mișcare, fiecare eu o filmam și încă și acum am în telefon și mă uit și zic, îi arăt lui, uite, vezi că tu aici erai micuț, erai în purtic la mama. Relația lui tată-fiu, adică relația lor, este ceva aparte. Eu nici la nimeni nu am văzut așa atât de mult, el atât de mult ține la el, la copil, și iarăși copilul atât de mult ține la taică-sa. Îl hrănește, îl schimbă, adică el face duș cu el. Da, copilul nostru are 3 ani și jumătate, aproape 4, el face duș cu tata. El știe că tata are cuc și el tot are cuc și totul merge așa cum... De asta eu cred că niciodată nu o să fac greșeala care au făcut-o părinții mei. Și de asta eu și-am ajuns să fac copil la 14 ani și să ajung atât de... Pentru că părinții mei nu au vorbit niciodată deschis cu mine despre tot ce înseamnă relații și nu vorbim de sex, dar în gen tot. Și eu am zis că eu dacă o să fiu mamă, eu o să vorbesc cu copiii mei deschis. Indiferent de vârstă, mai în glumă, mai în serios, ei trebuie să știe. Pentru că odată sau mai târziu, ei o să afle asta din altă sursă. Chiar și același internet, la școală, cu colegii. Și nu e normal. Trebuie să știi de la părinți. Eu am avut depresie postnatală și eu nu credeam în asta. Și mie îmi spuneau, chiar aveam o cumătră care îmi spunea că ea este. Și eu am zis că ei, la orice ne poate fi, la mine nu e posibil. La mine în genere nimic nu era posibil. Cu toate că era. Și da, eu am avut depresie postnatală și pot să zic că psihic mi-a fost foarte greu. Și depresia mea a durat cam aproape până ce băiatul nu a împlinit 3 ani. Vreo 2 ani jumate. Și eram foarte buimatică. Eu nu știu cum se spune în limba română. Asta e. Așa eram. Și agresivă nu e, cred că cel mai potrivit cuvânt, însă pe aproape. Eram foarte iritată și mă enervam din orice, nu suportam mai pe nimeni. Vreau să, nu știu, până ce nu am început a petrece mai mult timp cu mine și am început să citesc o carte, nu mai țin minte cum se numea, și vedeam că e ceva cu religia asta musulmană. Și citeam despre istoria unei fete și când vedeam, Doamne, prin ce trec femeile astea? Pentru că era bătută, era chiar... Și am zis că și eu cu problemele mele de cine să mă înțeleagă. Și am înțeles că sunt femei cu mai mari probleme, care îndură mai mult rău, nu știu, foame, bătaie. Eu toate astea nu le aveam. Deci la mine era totul bine, numai eu să fiu bine. Noi ne mai dorim copii, evident, ca orice care cuplu, doar că nu acum. Adică mai așteptăm, vedem, ne mai punem pe picioare, pentru că încă nu avem casa noastră. Abia am început să, așa, să fim mai stabil financiar, pentru că la început era foarte greu. Cineva zicea că copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Nu, tot aceleași probleme sunt, doar că situații diferite. El vrea, el și acum, dacă aș spune eu că da, hai să facem. Însă eu am zis că nu, hai, eu să împlinesc 18 ani, eu să învăț, eu să lucrez, să gust și eu din viață, pentru că eu nu vreau să stau doar acasă. Copilul nostru, doar ce a început să meargă la grădiniță. Am finisat 9 clase, după am stat acasă un an, doi. Și deja, chiar cum a început el să meargă la grădiniță, m-am înscris la niște cursuri de frizier stilist și universal. Și am făcut cursuri și acum încerc să lucrez în domeniu. Vreau să câștig banii mei și cumva nu vreau să fiu dependentă de soț, pentru că și așa mult faci pentru mine și pentru, evident, pentru noi. Dar deja cât se poate. El trebuie să spun asta. Nu am niciun regret, pentru că totuși cel mai important în viața, cred că a fiecărui om sunt copiii. A fiecărei familii, nu știu, a femeii și mai ales tu știind că tu iei da viață. Și da, eu nu aș schimba nimic. Dacă m-aș întoarce în trecut, eu doar mi-aș schimba gândirea mea și nu m-aș mai impune pe mine să fac abort. Doar la asta m-aș gândi. Și doar asta cred că aș schimba. Dar iarăși, n-am făcut, adică erau niște gânduri doar. Și
copilul meu poate să gândească, nu știu, poate când o să crească mare, chiar ca mama nu m-a vrut, pentru că sunt perioadele astea în adolescență când o iau hăiza și gândesc cine știe și părinții îl vor rău, sau pentru că cel puțin la mine așa au fost. Însă el o să știe că cumva eu nu, doar datorită lui eu am ajuns aici, eu sunt cine eu sunt, cei ce sunt. Și eu nu aș schimba nimic, eu nici măcar, nu știu, chiar și același soț, eu tot cu el aș vrea să mai trăiesc încă o dată. Adică cu certuri, cu cum erau, dar era interesant. Adică și este interesant, pentru că altfel ar fi plictisitor, dar ce să mai trăim dacă nu ne certăm și dacă nu ne împăcăm și dacă nu ne iubim. Eu nu sunt pentru educația sexuală, dar sunt pentru asta ca noi să vorbim deschis cu copiii noștri. Pentru că dacă nu o să afle de la noi părinții, atunci de la cine copiii o să afle? De la nimeni altcineva, ori în afară de internet, dar acum internetul ăla s-a de dorit. Și eu totuși sunt pentru asta ca părinții să vorbească deschis cu copiii lor, să chiar și am anunțit odată ce fata se începe a dezvolta fizic și piept și adică tot ce ține de dezvoltare fizică, deja mama trebuie să explice fetei că gata. Odată ce fata are menstruație sau dar chiar și în prima zi, prima dată, mama trebuie să știe, sau sunt unele cazuri când nu e mama, dar e bunica sau e sora sau nu știu, e mătușa, trebuie de vorbit deschis, trebuie să explici fetei că odată ce tu ai ciclul menstrual, tu poți să ai copii. Deja poți zici că organismul tău se maturizează și poți să întreții și relații sexuale, adică deja cumva el o să înțeleagă ce înseamnă asta. Organismul fetei, da? Băieții, evident, trebuie să se protejeze, că la noi, știi, odată nu a fost și că atunci aș s-o primit. Dacă fiica ta este însărcinată, trebuie să o înțelegi pentru că și ea, cât și tu, treci pentru o perioadă foarte grea. Mai ales ea este cu moralul la pământ. Nu trebuie să facem, nu știu, o isterie, o tragedie din asta. Și evident, fiecare cu alegerile lor. Adică, vrei face abort, îți permite termenul, fă-l, pentru că chiar mi-e indiferent. Dar trebuie de susținut și nu trebuie de intrat în panică. Trebuie să-ți înțelegi copilul, să explici chiar și aceeași mamă de băiat. Pentru că, evident, vă dați seama ce a avut soacră-mea când a aflat că prietena fiului său este însărcinată. Și eu zis lui că Doamne ferește de-o trimis să faci abort, să fac abort. Fetele care rămân însărcinate la 13 ani, pentru că, nu știu, 13-14, în general o vârstă atât de fragedă, nu știu, vorbiți cu părinții voștri, nu este cazul de sinucid, nu e cazul să fugi acasă, cum mă gândeam eu, nu e cazul chiar și de același abort, adică dacă nu simți nevoia, dacă tu te simți bine și dacă tu vrei asta, dacă tu crezi că o să faci față, nu e, pentru că mereu sunt ieșiri în situație, adică mereu găsești soluții și vorbiți, comunicați, nu știu, spune-i prietenului, dacă prietenul nu te înțelege și el fuge și spune că ești doamne copilul meu și fă ce vrei, nu știu, vorbești cu mama, cu tata și deja dacă părinții cumva nu vor să înțeleagă și atunci totuși soluții sunt. Ieșiri din situații chiar sunt și mereu după ploaie soarele. Istoria Darianei este frumoasă într-un final. Ea a avut parte de un iubit responsabil și de părinți înțelegători. Dar circa 800 de tineri anual ajung să facă avort după ce părinții le zic medicului: vă dăm cu copil și vrem să ne întoarceți fără copil. Aceste tinere trec nu doar prin șocul de a afla că au rămas însărcinate la o vârstă fragedă, dar și prin trauma de a fi neînțelese de părinți și judecate de societate. Avem nevoie de educație sexuală. Avem nevoie ca părinții să comunice cu copiilor. Avem nevoie ca
societatea să nu mai judece, ci să sprijine. Eu îndemn pe adolescenți să apeleze la serviciile centrelor de sănătate prietenoase tinerilor. Vedeți în descrierea acestui video un link ce vă va fi de ajutor. Acolo se oferă consultații de la specialiști despre metodele de contracepție și de protecție împotriva bolilor sexual transmisibile. Vă puteți consulta cum să scăpați de vicii, să găsiți soluții pentru problemele emoționale și să puteți primi ajutor în caz că vă confruntați cu violență. La fel, în descriere găsiți și un link cu denumirea și contactele organizațiilor și a centrelor maternale, unde pot apela tinerele mame care au rămas fără sprijinul partenerului și a părinților.